Pentru că tot așteptăm soarele și vremea frumoasă, Shift vrea să ia cu asalt vara și o face într-o manieră romantică, în colaborare cu frumoasa Joe. E vorba de o piesă care acum e în mare vogă, iar noi o avem aici, proaspătă, caldă, și o cântăm Shift și Joe. Bună, Joe, ce faci? Bine. Ai dormit la Shift aseară? Nu. Asta e cămașa lui? Mă ia asta de fiecare dată. Când vin, n-am văzut așa. A avut chimie. De... A avut chimie. Am uitat, măi, alu Randy. Doamne, ce mereu greșesc. Da. Ce faci, Joe? Bine, voi? Cum merge treaba? Foarte bine. Joe este o persoană foarte talentată, cântă foarte bine și are o super piesă cu băiatul ăsta genial. Yeah, baby. E Shift Baby. Îți place? Da, foarte mult. Și nouă, și mult, sper mult ca oamenii să intre pe YouTube, să o caute, să o asculte, să o share-uiască, pentru că sunteți foarte tari. Cât mai repede, acum. Acum, că e proaspătă treaba. Haide să luăm un pic și loc așa, jos, e păcat, adică să nu povestim un pic despre Joe. E frică tare. De ce, Joe, să-ți fie frică? Ce mai faci, Joe? Uite, chiar sunt bine, m-am pus pe treabă în ultima vreme, muncesc mult de tot. Ultima dată am văzut că erai un pic așa, nu prea erai bine. Da, de ce? Nu știu dacă tu ai zis, sunt bine, iată. Mă simt mult mai bine acum în ultima perioadă. Dar știi de ce, nu? Foarte, de ce? L-ai pe băiatul ăsta foarte talentat lângă tine. Probabil că și ăsta este un plus, să știi. Shift Baby. Shift Baby. Hai că e un băiat foarte talentat și foarte frumos și simpatic și carismatic. Oh, așa. Așa prezentare. Mă distrez tare la tine mereu. Cum? Mă distrez la tine tare de fiecare dată. Suntem emisiune de divertisment și suntem foarte haioși. Da! Exact! Yay! Baby, vreau să vă spun ceva, oameni buni. Uitați-vă puțin la Shift, ce bine arată acum. Și vreau să știți că băiatul ăsta o faci pe aia pe care o așteptam de mult? Nu. Băiatul ăsta avea cu câte kilograme mai mult? 22, cred. Deci când cântai cu Marius Moga sus pe toc, aveai cu 20 de kilograme mai mult? Da, apoi trebuia să fac clip cu Andra și am slăbit 20 de kilograme. Nu, da. Tu cum ai slăbit Shift aceste 20 de kilograme? Pentru că noi aici la emisiune suntem un fel de emisiune, toate dietele din lume le știm aici. Unii cu apă, cu lămâie și nu știu ce. Unii doar cartofi, unii doar carne, unii bat câmpii că mănâncă nu știu ce. Explică-mi tu dieta, că la tine se vede. Tu ai slăbit 20 de kilograme. Cum la ai slăbit? Mine a fost o dietă din asta mai artistică, știi? Adică? Cu... Nopți multe albe. Stai un pic. Da. Băi, fii atent. Deci am avut așa. Dieta lui Analesco. Dieta lui, cum o cheamă, Silvana Râciu. Dieta... A mea e praf. Tot felul de diete. Hai să fie și dieta lui Shift, îți dai seama. Da, o dietă pentru de fanii rapper care se uită la emisiunea noastră, avem dieta lui Shift. Atenție mare, e ceva nou. Uite, dieta lui Shift, ești de bun? Ești ca la ce se întâmplă, doctore. Dormiți... O noapte din 7, mâncați o zi din 3 și o să slăbiți cu siguranță probabil mai mult. Dar tu ți-ai propus să slăbești, nu? Da, mi-am propus să slăbesc, sincer, între noi fiind vorba, da. Dar am început să... Am mai renunțat la carne, la sucuri, la fast food, la toate Și acum nu mai mănânci carne deloc? Minți! Mai mănânc. Nu, am avut un an în care n-am mâncat carne. Atunci, deci acum l-ai prins? Acum a prins, da. Vorbeam din trecut. Deci vorbeai din trecut. Deci ai renunțat la tot ce ținea de carne, de... Un an, da. Cam un an n-am mâncat numai... Păi și cum ți-a venit? Adică nu te simțeai bine în pielea ta sau de ce te-ai gândit să slăbești? Nu știu, a venit natural. Cum? A venit natural, pur și simplu. De fapt, atunci și iese, cred, atunci când vine natural și când cât am avut momente în care am încercat să slăbesc și nu mi-eșea, mi se părea că mă îngraș și apoi... Uite, bă, în sfârșit, cineva care m-a liniștit. Deci nu trebuie să slăbești, că pur și simplu e trebuie o dietă, vine pur și simplu de la sine. Exact. Asta e, așa zic și eu și la mine, tot de la sine. Dieta lui Shift, urmați-o cu încredere. Exact. Lăsați să vină dieta peste voi, nici nu știți când vă urmește. Asta e, mă, de fapt așa o să slăbești și eu. Uite, dacă poți să mai spui dieta asta și pentru colega mea, Ana Vladislav, și ea își dorește. Nu este o dietă pentru fete, este doar pentru băieți. Doar pentru băieți, perfect. Și dacă e pentru băieți, hai să și cântăm piesa cu Shift și Joe, o piesă care se numește... Taci inimă. Am crezut nici mie să tac. Taci și cine inima a făcut piesa asta? Shift Baby, cu Aki. Am făcut-o împreună cu Aki, un băiat foarte, foarte talentat și sper să ajungă la toată lumea. Intrați pe YouTube, căutați piesa Shift și Joe, Taci inimă, dați like, dați share, puneți-o pe repeat pentru că oamenii ăștia merită, sunt foarte talentați. Shift și Joe! Yeah, baby, yeah!
Mi-ai spus că ea nu e doar una oarecare. Și acum tu inimă nu mai taci că te doare. Tu inimă naivă cauți alinare. După ce m-ai lăsat doar cu semne de întrebare. Inima rabdă și taci, ce-ai făcut să nu mai faci. Sufletul e rupt bucăți și orice face nu refaci. Nu vrei să taci, inimă rea. Când bas la mine în piept, tu bas doar pentru ea, yeah. Să fiu doar eu cu mine. Inima egoistă-ți pasă doar de tine. Mi-ai spus să am încredere că ai azi puțin. Și apoi simți tot ce-ai prins de parcă ți se cuvine, ho! Inima spui povești tu, provești, nu te oprești, nu. Mami și mamă gești tu, nu ți-asumi doar rănești tu. Nu vrei să taci, inima rea. Când bas la mine în piept, tu bas doar pentru ea. Taci, inima. Lasă pe altă dată. Nu poți să tragi la sorți ce ține de soartă. Inima, te-aș da la minim câteodată. Taci inima și nu.